Un bărbat de 76 de ani a fost tamponat mortal miercuri dimineața pe bulevardul Dacia din sectorul Botanic al capitalei. Poliția scrie într-un comunicat că victima traversa strada regulamentar când a fost pulberată de un Audi. Oamenii legii adaugă că mașina era înmatriculată într-un alt stat, dar nu a menționat despre ce țară e vorba, așa cum o fac de obicei în notele lor informative. Pe rețelele de socializare, oamenii afirmă însă că la volan era un ucrainean, iar mașina era înmatriculată în țara sa. Alt stat? Spuneți lucrurilor pe nume. Automobil înmatriculat în Ucraina, cu un ucrainean beat la volan. Scrie cineva într-un comentariu la comunicatul poliției postat pe Facebook. Cu siguranță scriu martorii, la ora 8 dimineața a fost o mulțime de oameni acolo, afirmă o altă persoană. Am telefonat la poliție pentru a confirma aceste informații. Pe rețelele de socializare au apărut niște informații că acest șofier care a cauzat accidentul ar fi ucrainean și mașina tot ucraineană. Au văzut mai mulți martori oculari acest lucru și că acesta ar fi scos plăcuțile. Puteți ni confirmați această informație? Sau? Este plăsat comunicat pe pagina poliției. Dar nu s-a menționat că e din Ucraina, anume cât din Ucraina și că nu s-a menționat nici cetățenie, era doar că din alt stat. Eu vorbesc ca nu mi-s precizez dacă e din Ucraina. Cuș văd la colegi, nu pot la moment să mai expun, fiindcă nu cunosc asta, dar văd la colegi. Tot potrivit internauților, conducătorul auto avea viteză. Ar fi fost băut și ar fi încercat să fugă de la fața locului. Pe internet a apărut un video cu momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere din zonă, dar și imagini postate de alți participanți la trafic, ce au reușit să-l surprindă pe șofer în timp ce încerca să scape de polițiști. În cele din urmă, tânărul, care are 26 de ani, a fost reținut, dar poliția a avut noroc de oamenii aflați în zonă, care nu l-ar fi lăsat pe acesta să fugă. Așa scrie o persoană sub geamurile casei, căreia spune că s-a întâmplat totul. Șoferul avea viteză atât de mare încât atunci când a trecut peste pieton, au zburat hainele de peste el. După asta, mașina a ajuns într-un copac, s-a întors cu roțile în sus și a mai mers așa o bucată. Șchiopătând, șoferul a scos numerele de matriculare și a vrut să fugă. Dar bărbații care erau acolo l-au prins. S-a întâmplat sub geamurile mele. Sunetul a fost foarte puternic. Toți ne-am speriat și ne-am trezit și acum tremur, mărturisește internautul. În următoarele 72 de ore, conducătorul auto se va afla în custodia forțelor de ordine. Tânărul a refuzat să treacă testarea alcoolscopică, dar urmează să fie prelevate probe biologice pentru a se stabili dacă era sub influența alcoolului sau a altor substanțe. În acest caz, a fost demarat un proces penal.